Autoritățile transmit astăzi 220 de noi infectări cu virusul SARS-CoV-2 în județul Olt. Este o nouă creștere a cazurilor în comparație cu ziua de ieri, când au fost înregistrate 173 de îmbolnăviri. De asemenea, a crescut și numărul internărilor și cel al bolnavilor în ATI. Dacă ieri erau internați 93 de pacienți, 10 fiind la ATI, astăzi sunt internați 96 de oameni, iar 11 la terapie intensivă. Tot astăzi sunt raportate și două decese. Un bărbat de 72 de ani și altul de 41 sunt ultimii doi olteni răpuși de COVID-19. Primul era vaccinat, dar avea comorbidități. Al doilea nu era vaccinat și nu avea boli declarate. Numărul deceselor în Olt ajunge astfel la 753.